Pentru că l-avem la telefon pe primarul din Letea Veche, din câte am înțeles. Da. Bună seara, domnule primar! Domnul Ghindea! Trebuie să vă spun de la început, vă rog, că ceea ce susține domnul Mihaela de bază PDL-ului s-o multe minciuri. Eu am trăit în viu programarea pentru grupuri. Am contactat un inginer care are vârstă de 60 de ani și are 40 de ani de meserie, care a făcut studii CV pentru comunele de la PDL și de la PSD și de la PDL. Am eu nu trecut, iar cele de la PDL au trecut toate. Deci nu este, nu este adevărat, pentru că nu aș fi făcut noi CV-urile bune. CV-urile au fost foarte bune, dar a fost ordine de sus, niciun dosar de la PDL să nu treacă, mai ales ăia care nu au dat adeziunea în luna martie și nu au pus tabela că trece la PDL. Letea Veche s-a format un kilometru de Bacău, este comun în zonă metropolitană, în satul, în comuna asta, am 7600 de oameni, 7600 de oameni. Nu am asfalt, nu am canalizare, nu am gaz metan, nu am instalații de apă, deci civilizația Letea Veche nu au pătruns timp de 20 de ani niciun pic. Nu am expunea. Pe căi lăturalnici am aflat că trebuie să fac CF pentru cei 10.000 de kilometri al doamna Udrea. Am luat măsuri imediat, am stat zi și noapte, am făcut CF-ul, l-am dus la București. Verificat și tapelat tot și când a venit monitor oficial, ne trebuie că tăia. Nu se poate așa ceva. Trebuie să vă spun că am avut inundații de două ori, și în 2008 și în 2010. Nu mi-a dat un metru, un kilometru de metru de drum. Până și sunt țari care s-au făcut la inundații, care au apărut la inundații, au avut culoare politică. În anul 2010 m-am rugat de domnul Stripăr, de toate conducerile, domnul Berca, care a fost în colegiul de la Letea Veche, dar sunt domnul și mii de țări. Nu mi-a dat. Țări au avut culoare politică. Nu mi-a dat de țări la Letea Veche. Să vă spun un fapt. Am avut în măsura 1.35, iar 1.000.000 de euro pentru drumuri exploatații agricole. A venit o comisie de la Bacău, de la Direcția Agricolă, a venit la mine la primar și prima întrebare care mi-a pus-o, m-a întrebat, ce culoare ea? Și când am văzut că mi-a pus întrebarea asta, i-am spus, sunt brunet, m-a dat, nu vezi? Și a zis, doamne, ce culoare politică? Doamne, la trei întrebare, ce culoare politică am? Am mers pe teren, el a arătat drum, el a arătat, bineînțeles că vreau să ce la aia. Am baza sportivă din anul 2008. Din Moghe 7, unde mi-au aprobat-o, mi-au dat 4.000 de lei, 4.000 de lei, 40 de milioane. La cei care de la PDL, o trebuie la PDL, la PSI, la PDL, tot. Eu am aprobat tot în monitor oficial, cum am aprilie, le-au dat bani pentru baza sportivă. Am mai făcut 80%, nu am cu ce să mai continu. Vine cel care a construit să-mi ia geamul înapoi, să-mi ia acoperișul, că nu am vrut să-mi dau bani. Deci totul ce se face cu culoare politică. Mie îmi pare rău că la Letea Veche, sub din seba pământului țăranilor de la Letea Veche, domnul Bodor are 200 de hectare, domnul Chiria, care e director la Direcția Agricolă, are și el, domnul Panu, care are și el câteva sute de hectare, domnul Berca, care a fost cu dânsul în colegiu și a mers din casă în casă să fie ales și datorită lui oamenilor de la Letea Veche au fost ales senator, nu-mi dau nicio atenție. Spune că ordinul de sus. Nu înțeleg ce vine la oamenii de la Letea Veche, fiindcă primarul Ghindea Constantin, ales în mod democratic, de atâția locuitori, are culoarea PNR. Sunt PNL-ist, nu cred că n-am partid. Am cerut ajutor la deșteptare, la TV1, la ministru, la președintele țării, la guvern. Am făcut nenumărate scrisori. Nu se poate, nu-i momentul, nu sunt bani. Deci, totul se dă pe culoare politică. Domnul Mihaela. Eu, de fapt, că sunt membru PDL, să mă duc la PDL, cred că o să rămân în stadiu. Am înțeles, n-aveați culoarea potrivită, erați mai brune. Da. Culoarea potrivită, ce se fac? Trebuie să spun că eu totuși n-am stat cu mâinile în set. Am văzut că sunt opoziție, am accesat fonduri europene, 100 de miliarde. Am muncit, am un an jumate de când mă judec la Curtea Supremă, la CNSC. Am câștigat procesul. Dar numai chichese ne se bagă, numai chichese poate pierd bani. Am spus, mă duc, fac greva foamei la președinția țării, că am de slăbire, că am destul de kilograme, îmi pun un afiș în gât, trebuie să-mi aprobe și mie bani, să-mi dea drumul la lucrare. Păi cum, chiar la situația asta așa de disperat ajungeți? Da, nu mai pot, cu oamenii mă întreabă, ce fac? Și eu nu pot să mă duc la primărie
S-a prins biecul stâng de bani. Să vă spun cu lobby de dumneavoastră, știți ce lobby face? Ca să nu dea finanțare. Nu pot să dau eu nume, pentru că mai tare mă afund. Nu cred. Ce face lobby la Iași, dumneavoastră știți unde. Acolo trebuie să duci să-ți verifice dosarele, să spună ștampila. Au vorbit azi, am plâns 6 ore, am plâns. M-au programat între 13-20 iunie. Au spus că directorul mare a plecat de 1.30 pe agendă. La 1 iunie vine. Numai agendul a fost doar de dată și mie. Că la noi, la linia veche, după anotimul vară, vine iarna. Nu mai vine toată, nu mai vine. Pierd banii, 100 de miliarde, care de la Comunitatea Europeană. O zis, dacă nu scoam bine, fă-ți scris la București. De ce să fă-ți scris, domnule, la București? Eu stau în Bacău și am venit aici la Iași. Domnule Ghindea, hai să vă întreb ceva. Ăsta e lobby. Da, 53 de comune au depus proiecte pe această măsură. Dintre cele 53 de comune, da? 26 erau PSD. Corect. În ordinea numărului de proiecte depuse, următoarele erau venite din partea Partidului Național Liberal. Ultimele de la PDL. Întâmplător sau nu? În momentul depunerii, cereri conforme și cu un punctaj apreciabil de 66 de puncte care le permitea finanțarea, aproximativ din 53 jumătate. În momentul în care s-au efectuat vizitele în teren, Iașu, apoi Bucureștiu, lista finală iese în ordinea inversă a numărului de proiecte depuse. A numărului de pe tricou, am înțeles. Despre ce vorbim aici? Da. Domnul Ghindea, spre deosebire, domnul Setu, uitați, eu vă propun să ne găsim mâine, poimine, să discutăm și merg cu dumneavoastră la Iași. Dacă credeți că e vreo mixtiune politică, eu o elimin. Ia să vedem, domnul primar, sunteți mulțumit de răspunsul acesta? Nu, ca să demonstrez că nu este o mixtiune. Am înțeles. Domnul primar, sunteți mulțumit de acest răspuns? Domnul Bulgaru. Domnul Mihai, el, într-adevăr, este o persoană serioasă. Mulțumesc. Să mă ajute, poate vrea să mă ajute. Spun că nu vin de la PDR să spună să trec acolo. Nu, nici vorbă, nu o să fie condiționare de felul ăsta. Deci în fiecare săptămână sunt modest, că spun cel puțin de 2 ori, vine câte cineva și mă roagă să trec acolo în partea elată. Nu, da, domnul primar, dar vă amenință sau cum vă iau cu dulcegării? Nu, dar vă amenință sau vă iau cu dulcegării? Cum? Hai, domnul, sau hai mă că altfel schimbăm foaia. Dacă vrei să faci ceva, spune, dacă vrei să faci ceva în comuna ta, trebuie să treci la PNL. Ăsta este viitorul tău și al comunii. Dar îmi puteți da un nume de persoană care vă sugerează, așa, ca să nu zic altfel? Toată conducerea pe PNL-ul a spus de PNL și metropolitana. E comună mare, comună frumoasă acolo și îmi spune, stai lângă Stavarache, nu stau lângă Stavarache, stau lângă Partidul Național Liberal. Cu dânsul a plecat la bătaie, la liberal rămân. Și sunt mai se fac nimica. Hai să ne rechia dacă n-am să fac nimica. Săptămâna care vine, mă duc și fac greva. Am înțeles, dar vreau să vă întreb și... Nu mi s-a propus măsura 32. Chiar și domnul Scripăț a fost printre cei care v-au sugerat să vă înscrieți în PDL? Domnul Scripoț a zis că decapitează toată conducerea primăriei. Săptămâna trecută mi-a spus să-l pun pe cineva care e la PDL, să-l pun în conduce la primărie, la urbanie. Și a zis că nu pot să-l pui, că nu îndeplinește condițiile. Și a zis că el, și a zis, nu se poate să-l fac chiar mie, chiar asta chiar nu. Cum vă decapitează toată... Vă decapitează toată conducerea primăriei? Da, toată conducerea primăriei. Domnul Scripăț, dar ce... Sunteți la Alexandru Lăpușneanu, ce Dumnezeu? Păi nu, dar ce vremuri trăim?